Șocant, la un colegiu din Oradea, o elevă de 16 ani a înjunghiat un supraveghetor de noapte pentru că ar fi părât-o că a fost în cămin cu un băiat. Incidentul s-a petrecut chiar în biroul directorului, după ce cadrele didactice i-au chemat părinții astăzi la școală. Cu mai multe detalii, ni se alătură Iulia Pop. Bun găsit, Iulia! Cum se simte victima? Un găsit pedagogul, un bărbat în vârstă de 41 de ani, a fost transportat de urgență la spital și va fi supus unei operații. Practic, lama cuțitului i-a atins spatele, dar, din fericire, transmit medicii, nu i-a perforat niciun organ vital. Este în prezent conștient și stabil. Și totul s-a întâmplat în timp ce eleva se afla în biroul directorului adjunct al unității școlare din Oradea, împreună cu pedagogul și cu mama ei. Tocmai se adună era acolo ca să discute despre comportamentul fetei. La un moment dat, din senin, când pedagogul s-a întors cumva într-o parte, fata a scos cuțitul și l-a înjunghiat în spate, iar apoi a fugit. A fost găsită de polițiști în curtea unității de învățământ și dusă la audieri. Acolo le-a declarat oamenilor legii că și-a adus cuțitul de acasă, din localitatea din Bihor, unde locuiește, și l-a folosit pentru că a avut un acces de furie. Cazul a fost preluat de procurorii parchetului de pe lângă tribunalul Bihor, iar în acest caz se fac cercetări pentru tentativă de omor. Iulia, îți mulțumesc pentru toate informațiile.